Pe malul Dunării, în apropierea orașului Galați, câțiva pescari ieșiseră la mal cu vreo câțiva pești în barcă. Era pe la începutul lunii martie, iar noi, echipa Vieții Satului, ne aflam într-o expediție jurnalistică în județele Galați și Brăila. Viața pescărească este frumoasă, se desfășoară în aer liber, în mijlocul naturii, dar i-am întrebat pe pescarii ieșiți pe malul Dunării care sunt totuși grijile lor, ce anume-i frământă. Ei sunt reuniți într-o asociație numită Lotca. Unii pescari sunt proprietari de barcă și sunt organizați juridic în persoane fizice autorizate. Sunt la zi cu toate taxele, dar pentru pensie nu reușesc să depună niciun leu. Domnul Danilă, sunteți printre pescarii tineri, să spun așa. Ce vârstă aveți? 38. Mulți înainte. De când pescuiți? De când stați pe baltă? Am vreo 22 de ani. De când pescuiesc pe Dunăre. Tatăl dumneavoastră tot așa a fost pescar sau? Tatăl n-a fost pescar. Și cum, de ce v-ați ales pescuit? Așa am fost la bunici aici, am pasat cu niște asta și am pescuit. Mi-a plăcut pescuitul. Deci iată, de mulți ani faceți treaba asta. S-a schimbat în bine sau în rău această activitate a noastră aici pe Dunăre? Mai mult în rău. De ce? Câștiguri mai puține, pește mai puțin? Mai puține, nu se poate pescui. Vapoare sunt prea multe, în timp când începe peștele ne oprește din cauza vapoarelor, sezonul trece, după aia vin timpuri și mai rele și asta e treaba. Liniana. Și când e prohibiție, ce faceți, domnule, din ce trăiți? Avem și animale, mai ne ocupăm și cu, avem și terenuri. Deci iată, trebuie să practicați și agricultura ca să, pe lângă piscicultură. Sunteți constituit în PFA? Da. Și vă plătiți așa, CASE-ul plătiți? Da. Taxele și impozitele la primărie, cam cât ajung taxele și impozite? Păi, barca am 2.200.000, am plătit și la... Am făcut asta, cum la revizia bărcii, am plătit în jur de 8 milioane anul ăsta. De an. Și pentru pensie vă achitați ceva, contribuiți cu ceva? Nu. Deci asta rămâne descoperită, pensia. Da. Ajungeți ca colegul noastră să vă pensionați și că numai asta ați făcut, n-ați lucrat. Nu. Deci s-a mai lucrat pe la docuri, spune. Are acolo, la bazinul nou. Dumneavoastră n-aveți. N-am lucrat niciodată. Mi-am făcut o școală de marinar, doar rămâne, dacă văd cum mai continui așa, să mă angajez ca marinar, că altceva, altceva nu este. Și mai aveți colegi care au plecat în marinărie? Majoritatea s-a făcut la domnul Mirică Jean, s-a făcut la asociații, s-a făcut pentru cursuri de marinari și majoritatea au plecat la marinarii. În jur de vreo cam 60-70% s-au făcut marinari. Ați lucrat vreodată și pe afară? Da. Unde anume? În Italia. Dar nu în piscicultură? A, nu. George, de când ești pe baltă la pescuit? 2014. Nu ai așa mult, nu ești un veteran cum sunt ceilalți. Ce te-a determinat să te apuci de pescuit? Păi dacă am crescut aici, în malul apei, și n-am avut cu cine să pescuiesc. Și am găsit un prieten și m-a luat și pe mine să pescuiesc. Da. Diploma ta ce? Ai făcut o școală profesională, un liceu? Nu. N-am făcut. Nu te-ai specializat în ceva, n-ai o diplomă, te-ai făcut pescar și îți e de ajuns. Tu ești autorizat ca PFA? Da. Și nici tu nu contribui, să înțeleg, pentru pensii. Că e tinerețea frumoasă acum, nu, mai târziu vedem noi atunci ce se întâmplă. Mai vine vreo lege și ne ajută, nu? Ai putea, dar nu, acum cinstit vorbind, din veniturile pe care le încasezi tu vânzând peștele aici la Galați, ai avea bani să-ți pui deoparte și pentru pensie? Nu. Nu. Nu-ți rămâne, nu? Nu rămâne. Ești căsătorit? Da. Iată, ai și familie, ai și copii? Nu. Fără copii. Așa. Dar iată, sunt cheltuieli atât de multe încât tu nu îți permiți să pui deoparte niște bani legal într-un fond de pensii. Nu. Sunteți așa un pescar mai experimentat. De cât timp pescuiți? Eu am în jur de 18 ani, 20. Și înainte unde ați lucrat? La bazinul nou, ca docher. Dar tot în zona Dunării? Da, bazinul nou aici, în marginea Galațiului. Așa, îmi spuneați înainte să începem interviu că aveți o mare durere. Sunteți constituit ca formă juridică în persoană fizică autorizată. Aveți un PFA, nu? Și ce, contribuiți la CASE? Dați bani la CASE? Da, asigurarea personală, sănătatea plătesc. Cu astea, da, venitul anual îl plătesc la ăștia, la
Cum îi spune la astea? La, nu la primărie. La pensii. La finanțe. A, trebuie plătiți taxele și impozitele. Dar problema noastră era că nu o să primiți o pensie, nu? Sau... Păi da, dar nu, toate astea care sunt, plătim noi, nu? Beneficiem de ani de vechime, de ceva ca să intrăm noi în rând cu lumea, să intrăm într-o lege, undeva ca să... Da, depuneți lunar undeva niște bani într-un cont pentru pensie? Depuneți? Ați depus până acum? Nu, eu am ani de vechime, dar n-am ani de etate. Și urmează să ieși la pensie mâine, poi mâine? E, urmez un an jumate. Dar vorbesc tineretul, care în ziua de azi, care rămân aici. Și sunt tot persoane fizice autorizate? Autorizate, sigur, toată lumea e persoană fizică autorizată. În partea de fluviu, unde pescuiesc membrii asociației Lotca, adică în apropierea portului Galați, căpitanii vapoarelor care transportă cereale și alte mărfuri obișnuiesc să staționeze și să arunce ancora chiar în locul unde sunt instalate plasele de pescuit. Alteori, știind că acolo este locul unde pescarii întind plasele, conducătorii nu țin cont și trec cu vapoarele, uneori punându-le pescarilor viața în pericol, deși există culoar pentru vapoarele lor, Dunărea este destul de largă, astfel încât cele două activități să nu se suprapună și să nu se stânjenească reciproc. Aici problema cea mai importantă, în momentul când, hai să spunem, din iunie până în septembrie-octombrie, când începe recoltarea la Floarea Soare sau la asta, toate vapoarele care vin în carce le opresc aici în toana pescarilor, pune în toana noastră. Ei, bineînțeles că le perturbează activitatea de pescuit în proporții de cel puțin 60-70%. Adică, concret, pescarii merg cu bărcile lor și intră în zona în care sunt oprite, staționate vapoarele mari și nu pot să treacă. Să-și desfășoare activitatea propriu-zisă. Fuge și peștele, presupun? Nu defuge, dar nu au posibilitatea să-și ducă toana la bun sfârșit, adică să lanseze toana, să lanseze toana ca lumea, cum e normal. Ce e aceea toana, domnule? Toana este locul de unde începe pescuitul, de unde se lansează sculele, până la scoaterea sculelor din apă. Eu știu, poate să fie undeva la 800 de metri, 1000 de metri, cât poate curge pe toana. Și să înțeleg că pescarii nu mai pot să-și mai desfășoare sculele, fiindcă a venit vaporul ăla mare și a staționat acolo. Da. Ei, normal, aici nu sunt zonele de ancorare. Zonele de ancorare sunt undeva mai jos. Și ori sunt pe mijlocul Dunării, da, ăștia, comandantul de vasă care e în ziua respectivă sau pe vasul respectiv, nu respectă toată legislația de ancorare în vigoare. E un abuz din partea comandanților de nave? Cred că este un abuz. Na. Haideți să o spunem pe șleau. E zona de pescuit, știu bine că veniți să întindeți plasele și totuși își staționează vapoarele acolo. Noi nu avem reglementat nicăieri că, vezi, doamne, asta e zona de pescuit. Adică ne dă și posibilitate să pescuim, dar nici nu ne vă protejează. Nu ne protejează cu nimic. Prin instituțiile statului, cu legi, nu vă protejează să vă protejeze de aceste nave de tonaj mărișor, nu? Ei, noi am făcut demersuri și la Autoritatea Navală Română și la cei care fac, care, la pilotinile care pilotează aceste vase, dar nimeni nu ne bagă în seamă. Am făcut adrese peste adrese, toți zic că da, luăm la cunoștință, dar nu s-a realizat nimic până acum. Domnul Postelnicu, și dumneavoastră ați avut o experiență nefericită cu vapoarele care transportă diverse mărfuri pe Dunăre. Aici e portul Galați foarte aproape. Deși în mod legal v-ați întins sculele de pescuit, v-ați trezit cu măgătaia de vapor peste dumneavoastră. De mai multe ori. Spuneți că a fost cu rea intenție făcută mișcarea, manevra. Da, era cu intenție că stăteau să uitau la mine și vinea cu împingătorul spre mine, convoi spre adânc și împingătorul din spate venea spre mine. Și atunci, când m-am împins de vapor și când l-au cuțit și am tăiat ablia de la sculi, cum spune unei funea de la sculi, și am fugit în mal. Ca și mă băgat sub vapor. Și intenția și le-am spus, după aia au trecut, m-am dus la ei când au oprit că a venit de a făcut vama. Și m-am dus la frontieră și le-am spus acolo la vameni, domnule, uitați așa, așa, ce doamne, m-au și înjurat, că aici e zonă de ancorare. N-ai cine m-a înjurat? Ai, bă, ăștia de la vamă, cu frontieră și capitanul de pe vaporul ăla.
mai de fapt capitanul vapor a vorbit ură. Ce, domnule, că aici avem ancorare, noi avem treabă. Dar putea să vă ocolească vaporul, nu? Acum, dacă mai mergea 50 metri, trecea peste la deal, nu aveam ce treabă cu mine. Eu curgeam cu sculumele, merg pe fundul Dunării, mergeam la vale, vaporul trecea la deal la 50 metri, avea, nu oprea, nu aveam ce treabă. După ce nu mai putea să oprească, nu era nicio problemă. Dar a făcut intenționat și nu mami, mai mult ori. Și lui băiatul ăsta care nu e aici. Acum, uite, m-am dus eu cu băiatul lui Luci, lui Lupo, i-a oprit ancora în fața la scolii. Direct în scolie. Și n-a avut omul timp să dea afară. Și ne-am dus noi și eu și băiatul ăsta, ne-am dus și l-am chinuit de-am tras cu motoarele până asta, până a făcut o 150 de plasă praf. Și nu, să nu ne bag în seamă, deloc, deloc, nu. Dar mai multe vapoare, multe, și fac, intenționat fac. Da, peste noi cine înțelege pe ei, că nu sunt români. Rar care. Chiar se întâmplă treaba asta? Dă cu barca, ia spuneți. Da. Ei mai aproape de unii. Spuneți. Am tăiat sculi de teori, a pus ancora direct pe noi, direct pe sculi. Nici măcar nu te evite, n-are nicio sezare, n-are nimic, nici nu se uită. Îți dă drumul la ancora direct pe tine. Și am făcut, da, degeaba, te ceresc cu morlivă, n-are să fac. Măcar să te evite, măcar să te lasă să treci. Nu te lasă nimic, direct pune ancora pe tine și stai, și dai o grămăzie de bani și... Are ocazie să treacă anul și nu mai ai cu ce să pescuiești, nu poți să-ți faci. Au distrus sculele, nu? De multe ori. Și nu vă despăgubește nimeni. Mai da cine. Și n-are. Comandanții de navă spuneți că nu sunt români. Sunt și români, sunt și străini, dar nu se uită, nu măcar cât să asta. Și avem și lumină la puș, avem și colaci, uitați. Bărcile sunt, sunt tot în regulă. Sunt semnalizate locurile unde aveți sculele amplasate și cu toate astea, comandanții de navă nu țin cont? Da, și ar trebui să țină cât de cât să meargă un pic mai afară, că ar putea să meargă față de noi. Dar nu, ei n-au nicio treabă, direct trece peste sculi, hai să spunem când e ceas, că nu vede, dar ei nu vede nici când e ziul, nici când e asta, că ar trebui să vadă, că au radare, cred că... ceva profesional acum sunt în timpurile astea. Indicatorul la puș care el știe. Băi, aici e pescarul. Vede pușul care indică că sculii acolo băgate la fund și el trebuie să locănească mai pe amunte. El... Și cu toate astea nu ține cont că are navă de tonaj mare. Reglementările privind activitatea pescărească sunt foarte stricte, iar uneori interdicțiile frizează absurdul. Astfel, dacă un proprietar de barcă urcă în barca altui proprietar sau un pescar din alt echipaj urcă în barca altui echipaj, de pildă pentru a da ajutor unui coleg, aceste situații îi fac suspecți de braconaj și sunt cercetați ca atare. Cum vă numiți? Bucur Marian. Domnul Bucur. Am înțeles că mai aveți și un alt inconvenient aici ca pescari pe Dunăre. Sunteți organizați în proprietarii de barcă și aveți 2, 3 operatori în echipaj, micul echipaj. Dar am înțeles poliția de frontieră și poliția transportului Galați vă confiscă barca, vă confiscă sculele, dacă cumva în barca noastră, fiind și sculele acolo, găsesc un alt proprietar de barcă. Nu un alt proprietar, un alt pescar. Un alt pescar. Un alt pescar. Suntem la aceeași asociație, toți avem permis, toți avem persoane, suntem persoane fizice, că suntem obligați prin lege să avem persoane fizică. Și dacă ne găsește, eu dacă mă duc să-l ajut pe dumnealui și mă găsește cu el acolo, zice că infracțiuni. Ați avut dosar penal până acum? Am avut cu Marian, cu... Că toți colegii noastre au pățit. Mai mulți. Au fost mai mulți. Nu numai eu. Păi și, până la urmă, s-a dat NUP, nu? A dat neînceperea urmării penale. După ce v-au audiat, v-au... După ce au fost o lună și ceva, o lună jumătate, două luni de zile ne-a ținut și după... Ați pescuit? N-am. Păi, cu ce să mai pescuit? Dacă n-am avut dreptul, ne-a interzis dreptul de pescuit. Și asta... Viața pescarilor din satele din apropierea orașului Galați are părțile ei frumoase, dar nu este lipsită de griji și de primejdii. Câștigurile lor nu sunt suficiente, astfel încât, după achitarea taxelor și impozitelor și după cheltuielile pe care le fac pentru traiul zilnic, să le rămână bani și pentru casa de pensii. Dar ei nu mai sunt siguri că mai apucă vârsta pensionării când vapoarele le pun viața în pericol chiar în locurile unde ei pescuiesc. Acele vapoare încărcate cu marfă de sute de mii de euro și chiar de milioane de euro
în timp ce pescarii abia strâng lunar un pumn de mărunțiși după ce peștele este vândut la un magazin din oraș. O mulțime de instituții publice, locale, județene și naționale au responsabilități pe bucățica aceea de fluviu. Ar trebui să intervină și să organizeze concret activitatea pe Dunăre, astfel încât capitanii de vapor să facă manevrele necesare, dar în zone unde să nu mai distrugă sculele pescărești și să nu mai pună în primejdie viața pescarilor.